Domnule primar, încă o veste bună pentru cei din comună. Înțeleg că așteptarea lor legată de sala asta de aici de sport se apropie de final. Vine veste bună. Să sperăm că, așa cum spuneți dumneavoastră, să fie spre final sau cum vă spune eu. Da, este un lucru care se așteaptă de foarte mult timp. Dar eu pun punct de când am preluat conducerea primăriei Tămășeni, deci din 2016, tot am încercat prin diferite instituții ale statului, compartimente în care am depus cereri pentru a fi finanțată această sală de sport, care nu a mai fost continuată. Am fost îndrumat de la Ministerul Dezvoltării spre CNI și tot așa. CNI a spus că nu au finanțări, Ministerul Dezvoltării a spus că nu finanțează săli de sport determinat. M-au redicționat, cum am mai spus-o, cred că și altă dată, către CNI. CNI a fost foarte, să spun, interesat și chiar m-au primit cu acele cereri pe care tot timpul le-am depus. Mi le-au primit, în schimb, anul trecut, undeva, să spun, cred că prin octombrie, mi-au spus că sunt pe lista de investiții să mă apuc să fac din nou o evaluare a sălii de sport. Am făcut toate documentațiile, sper că săptămâna viitoare să avem o ședință de Consiliu, să fie trecută prin ședința de Consiliu, iar după ce va trece de Consiliu, voi pleca cu toată documentația care este făcută la București să depun la CNI acest proiect pentru sala de sport. Aș fi putut să zic că această sală de sport să fie făcută cu bani de la bugetul local. Dar nu este cam ce spun doar cărcotașii, să zicem că faci sala asta de sport cu 2 lei, nu. Ea necesită foarte multe lucruri și costurile sunt foarte mari. Eu am luat prima dată în comuna noastră prioritățile ce și-ar fi dorit oamenii să facem. Asfalt, trotuare, ce era mai necesar. Logic că cel care stă aici foarte aproape și are toate utilitățile își dorește și sala de sport. Ne-o dorim cu toții. Da. Dar eu am făcut un studiu și am zis mai important este să facem asfalt, trotuare, oamenilor, școlile care s-au investit foarte mulți bani și dacă nu o să avem, să spunem, finanțarea de la Compania Națională de Investiții, dar cred că o vom avea, atunci voi aloca bani de la bugetul local. Dacă... Dar eu sper că o să fie bine cu CNI-ul și o să o continuăm. Clădirea asta de când e în stare? Da, această clădire cred că este începută din 2007. Începută din 2007, prin 2008 au venit inundațiile și s-a mai continuat foarte puțin. Le-a rămas în stadiul ăsta. Și sperați să o duceți la... Cu siguranță, 100% va fi realizat și acest obiectiv care cu toții ne o dorim. Cu siguranță, sigur că da. Da. Numai că nu le poți face pe toate într-o zi sau într-un mandat chiar să faci chiar tot. Eu am făcut treaba și atât. Mult succes și în realizarea asta. Mulțumesc, Doamne ajută, zi bună!